Hai să te salut. Bună ziua și v-ați invitat. Eu nu prea am dar oratorică prea mare, doar din punct de vedere politic. Știu că am avut profesori buni din punct de vedere politic. Eu vreau să vă spun, bine ați venit, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Exact cum a zis colegul meu, domnul Tărase, deci sunt fondator al mișcării romilor. Asta nu e o laudă din România. Am fost primul reprezentant al României la Strasbourg, la Consiliul Europic, în România, că era monitorizată. Și atâta timp cât am fost președinte, cel puțin la municipiul Bacău și județul Bacău, când am coordonat, de la mine încoace n-a mai fost niciun consilier municipal sau județean, cum a fost colegul meu, Doru Tănaș. Noi am știut să facem o campanie frumoasă, de ambianță, n-a lovit niciodată nimeni. Acum, ce să lovim? Care e clasă politică? Avem o clasă pregătitoare, cred eu. Părerea mea, cel puțin la nivelul administrației publice locale, mergem cu trotinete, fumăm droguri în Parlament, că știm și noi de toate de astea, dar pe noi nu ne interesează asta. Cel mai rău e că nu suntem uniți. Și visul meu se va realiza de la înființarea acestei mișcări a romilor. Și nu pot să nu salut, pentru că mă ține în inimă, pe Nea Ion Tănase, care de la începutul lângă noi aici a venit întotdeauna și a pus o timpul alături de noi, un om care merită respectat. Pentru că noi, romii, trebuie să dăm un exemplu prin comportamentul nostru, trebuie să ne prețuim valorile. De adevărata valoare unui om îți dai seama atunci când nu mai este. Și părinți, și oameni politici, și prieteni. Sper cât de curând că visul meu se va realiza. Văd în sală prieteni vechi cu care am pornit atunci din 90. Aici suntem o etnie care face cinste minorităților romilor. Eu sunt ursar. Și dacă sunt ursar, nu mi-e rușine niciodată să spun lucrul ăsta, dar am fost președintele care băieții din sală știu, am coordonat și zavragii, și bădărari, și grădărari, și ciubotari, au fost sub acela stean. Pentru că și la noi contează foarte mult, de deosebit prin obiceiurile pe care le avem, tradiții pe care le avem. Vreau să spun că noi, la ora actuală, împreună cu colegul meu, domnul Tănase, vom organiza această mișcare, împreună cu domnul Vasile Fierau, care este aici cu noi, vom încerca să facem acea unitate, pentru că numai uniți vom putea face ceva. Și cred că implicarea noastră politică nu și-are rostul. Noi trebuie să ne implicăm în proiecte de dezvoltare și, ca să nu vorbesc, noi am pornit pe un deziderat. Învățământul, atâta timp cât noi vom avea o educație, vom absolvi niște școli, copiii noștri vor fi mai educați, se vede aici în sală de la noi. Chiar că vorbea doamna senator la dumneavoastră acolo la vara aceea, că am început. Gata, căzut guvernul, nicio problemă. Am început să avem proiectul ăla cu burse pentru copii, pentru și la ora actuală noi continuăm, avem un program care dăm burse de la clasele 1, 4 și 5, 8 și ca să nu vă distanța, noi suntem membri și grupul mic să lucru și lucrăm foarte bine cu prefectura, cu primăria, avem deschidere despre orice coloratură politică, exact ca și spre religie. Noi și nu vreau să zic că eu închei, că dacă ar fi după mine, aș povesti toată istoria. Ca membru fondator, vreau să spun un lucru și nu trebuie să supere nimeni pe mine. A venit timpul ca și noi, eu, colegul meu, să scriem și noi adevărata istoria romilor. Pentru că în țara noastră, de regulă, istoria o scriu învingători și o scriu cu bumboanii. Dar vom crea o carte, ceea ce am făcut noi de zi cu zi, și vreau să spun că noi, romii, n-am fost niciodată sclavi. Am fost romi, au fost argați bisericești, argați boierești. Și când a fost desobirea cu Mihai Cocălicianu și cu toate, și Vasile Poroșan, cu Vasile Alexandru, noi țigani am fost un popor liber, nomaz, asta suntem și melodia noastră, genem, genem, spune, dar noi am fost într-adevăr argați, au fost robi. Dar cel mai important, cei care au făcut educația mea, s-au fost argați
Ce ăștia, dați boierești. Deci nu e nicio problemă, dar sclav niciodată. Pentru că eu trăiesc în România, m-am considerat întotdeauna român, trăiesc românește, vorbesc românește, da? Etnia mea este română și niciodată. Cum cerem drepturi în această țară, noi avem și noi niște datorii pe care trebuie să respectăm legea. Deci asta este noua mișcare pe care vrem să o facem acum împreună cu domnul Tănase, cu domnul Vasile Ferraru. Avem un tânăr de perspectivă, domnul Manole Valentin, avocat, care cât de cât lângă noi vin oameni din anumite domenii și sperăm că facem. Încă o dată vă mulțumesc. Dar niciodată nu pot să spun lucrul ăsta. Uite cum mă lovește colegul meu, e prezent și Marius Duda. Unde ești, Marius? Vede câte picioare că ești, Marius. Ești președinte? Alianța Comunitatea Romilor în Municipiului Bacău. Da, și mai ești la ProLife Nation. Acea ONG pe care eu sunt membru fondator împreună cu domnul Vasile Ferraru. Și primăria ne-a sponsorizat niște proiecte de spectacole. 2007. Eu salut pe toată lumea, așa sigare, știi? Trebuie să mai spunem ceva la urmă și încă o dată spun, n-am fost niciodată sclav. Noi suntem nomazi, am fost un popor liber. Sănătate, o zi frumoasă, să vi se îndeplinească tot ce aveți în gând, dar trag un semnal de armat, de alarmă, o să spune. În 2004, cred că împreună cu colegii mei vom avea un cuvânt de spus. Acum, în 2024, noi putem să facem alegere și mai înainte, ce poate, nu-i problemă. În România totul este posibil, este țara tuturor posibilităților. Încă o dată, țin pe această cale, din punct și de vedere al președinte, că sunt președinte al Uniunii Naționale a Comunităților de Rom, din județul Bacău, să mulțumesc persoanelor prezinte din învățământ, din administrația publică locală, domnului viceprimar al primăriei, domnului suprefect, că tot timpul am avut, la Consiliul Județean, domnul Ivance, având în vedere faptul că și consilierul domnului Ivance este de etnie rom, un post luat în concurs. Dar avem Bahtar în prala. Hai de aici, să dau cu Marinu Sanctico, așa se zica. Mulțumesc, Vasile. Asta este politicianul de formație profesională. Asta e viața, ce să-i facem? Dar să știți că a atins lucruri adevărate și a punctat foarte bine. Mulțumesc, Vasile. Avem nevoie de unitate, nu doar noi și majoritarii. Dar mulțumesc.